Din nou, în direct, așa cum v-am promis, călin Popescu Tăricianu, președintele Senatului, al doilea om în stat, liderul ALDE. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Tăricianu, da, după o săptămână seară. plină de negocieri. Voiam să începem direct cu stadiul negocierilor pentru buget în coaliție cu da. colegii de la PSD, dar prima reacție trebuie să vă cer pe scrisoarea președintelui Iohannis, respingerea doar al ei, Olguța Vasilescu. Nu știm ce se întâmplă la transporturi cu Mircea Drăghici. Da, trebuie să așteptăm. Probabil că serviciile de la Cotroceni n-au putut să proceseze două solicitări în atâtea zile, ceea ce e regretabil pentru că asistăm la un blocaj al guvernului. Cred că niciodată nu am avut interimate așa de lungi. La două ministere foarte importante, și mai ales acum, când sunt reuniunile la care miniștrii noștri trebuie să nu să participe, trebuie să le conducă, prezideze Să le prezideze, să le prezideze da. în cadrul președinției rotative, noi uh, facem cred că o figură uh, ușor bizară ca să nu spun chiar mai mult. În fine, acum nimic nu mai mă miră pentru că președintele pare decis să facă tot ce poate ca să pună bețe în roate uh, guvernului. În fine, încă ceva. Am citit motivația respingerii. Președintele consideră că doamna Vasilescu nu ar fi pregătită pentru această funcție. Are experiență în administrația locală pentru că a fost primar al Craiovei și a lucrat bine și a făcut treabă. A fost înainte ministru al muncii, are experiență guvernamentală. Ce experiență în plus trebuie să te califice? Pentru că, dacă discutăm așa strict că n are experiență pe gestionarea de proiecte mari, poate, eu pun altă întrebare. Dar, domnul Iohannis, ce experiență are ca a devenit președinte? E, e funcția aleasă. da, nu are importanță, C dar. Puteți atunci să întrebați când voia ministrul de interne ce da, experiență are. Bineînțeles. Avea, nu? Că voia bineînțeles nu, și dar de ce se întâmplă? Este o viziune care este complet anacronică. Eu am mai spus-o înainte, pe vremuri, în perioada comunistă puneau la armată un general, la interne un milițian și așa mai departe. Nu așa. Acestea sunt poziții politice în toată lumea democratică care are sisteme parlamentare democratice ca și la noi. Poți să pui un avocat să fie și ministru al sănătății, nu trebuie să fie medic. Iar eu am făcut experiența cu medic la Ministerul Sănătății și a fost o experiență mai bună cu un economist care a condus Ministerul Eugen Sănătății. Eugen Nicolaescu, da. Eugen Nicolaescu, exact. Deci nu, cred că această respingere denotă de fapt ceea ce vă spuneam mai devreme, și anume dorința președintelui de a fi cu orice preț perceput ca liderul opoziției, numai că el va fi perceput în așa fel de un electorat radicalizat din partea opoziției, pentru că altfel cred că toată lumea își dă seama că un astfel de comportament dăunează până la urmă nu coaliției majoritare ci dăunează actului de guvernare de care până la urmă într-un fel sau altul beneficiază toți cetățenii Bună. În acest moment, care va fi următorul pas? Ați discutat în coaliție, ați luat o decizie se vorbește... Nu, n-am discutat în coaliție pentru că acest lucru ține în primul rând de primul ministru iar primul ministru, după cum știți, doamna Dăncilă este la Bruxelles Când va veni, cred că dacă ne va solicita un punct de vedere, sigur că pot să particip la această discuție, dar primul rol este al domniei sale. Și politic poate fi așa. O, se vorbește despre, pentru președinte despre punerea sub acuzare pentru un altă trădare. Lia Olguța Vasilescu a anunțat că îi face o plângere de, pentru abuz în serviciu, <coughs> o plângere penală. Da. Știți ce se întâmplă? Cred că președintele se zizează un lucru. Și anume, totuși, noi. În calitate de coaliție de guvernare, avem o responsabilitate față de țară. Și nu avem prima prioritate, războiul cu președintele. El însă vrea să forțeze nota, vrea să ne bage într-un război, să ne atragă într-un război. Și sigur că am văzut și tot felul de variante cu suspendarea președintelui. El știe că în perioada președinției un astfel de gest dăunează extrem de mult imaginii României ne va face uh, foarte mult rău politic. Și atunci, uh, de acesta este motivul pentru care joacă în acest fel, după părerea mea, într-o manieră care este irresponsabilă. În coaliție, care-i temperatura acum? Noi temperatura vorbim... 36,7. 36, adică perfectă. Perfect. E bine. Da. da, pentru că am văzut ieri, alaltă ieri, al alaltă ieri. Titluri pe diferite canale de știri, în coaliție, tensiuni, nu știu ce. Ziariștii care sunt acreditați la Parlament m-au întrebat cum merg negocierile, dar erau așa, ei erau încrâncinați. Fumul alb. Și ei nu au înțeles, da, fumul alb. Exact. Povestea cu fumul alb. Nu știu câtă lume știe despre fumul alb, dar. Da. Când se alege papa. A, așa, explicațiile. Dacă iese fumul de la alb, Vatican, înseamnă că au reușit. La Vatican, la Vatican. Da, s-a ales, da, da. Da. ales papa. Dacă a ieșit fumul, s-a ales papa. <coughs> pentru că acolo sunt probabil negocieri și mai multe în, tururi în de discuții. Da. Bun, revenind la problema noastră. Nu am avut tensiuni în coaliție, în mod surprinzător pentru cei care credeau că sunt tensiuni. De ce? Pentru că și noi de la ALDE și cei de la PSD am urmărit același obiectiv. Nu aș putea spune că noi am pus o condiție la începutul acestor nu negocieri, că nu au fost negocieri, ci discuții pe buget. Care a fost obiectivul? Să, într-adevăr, să realizăm un buget care este axat pe investiții. Deci, dorința noastră a fost prima investiții, a doua investiții și a treia investiții. Ceilalți colegi de la PSD au vrut și ei același lucru, așa că nu aveam cum să ne înțelegem. De ce a durat mai mult, o să întrebați. Păi bine, știți de ce a durat mai mult. Am aici să vă arăt ce am convenit. În termeni am să vă vorbesc numai de partea de infrastructură care necesită cele mai mari investiții. Și care este și marea și la, durere. Și marea care durere. este și marea durere și pe care le-am grupat pe regiuni geografice. Aș începe cu Moldova. De ce? Pentru că vreau să explic spectatorilor, telespectatorilor, că scopul bugetului, printre altele, este și acela de a asigura coeziunea sau, dacă vreți, să, să manifestăm solidaritatea față de regiunile care sunt defavorizate și mai puțin dezvoltate. Și Moldova este, hai să spunem, regiunea în care această problemă a devenit critică la foarte mulți parametri, la foarte multe criterii. Moldova este rămasă în, în urmă. Și atunci trebuie făcute mai multe investiții în infrastructură pentru a ridica calitatea vieții, dar și pentru a atrage uh, investiții. Și uh, am să vă spun așa, pe Moldova. În ceea ce privește partea de autostrăzi, avem uh, autostrada uh, Târgu Neam-Târgu Mureș, unde se lucrează la actualizarea studiului de fezabilitate și s-au prevăzut bani în buget. De asemenea, uh, pentru uh, Ploiești-Suceava este vorba de uh, studiu de, fina de, de fezabilitate, fezabilitate și proiectul tehnic, care a început în 2018, cu finalizare în 2020, iar din 2020 începe execuția. Centura Bacăului, iarăși la nivel de autostradă, cu terminarea lucrărilor prevăzută în 2019. Este de asemenea... Poftim? Anul acesta. Anul acesta, da. Este prevăzut de asemenea proiectul în parteneriat public-privat pentru tronsonul Târgu Neamțiaș care începe proiectarea în 2019 și execuția programată să înceapă în 2020. De asemenea, Botoșan, Târgu Frumos, este deja proiectarea pentru execuție pe sistemul informatic centralizat de achiziții publice pentru 2019. Șosele de centură, Tecuci cu finalizare anul acesta, Bârlad începe execuția anul acesta, Vaslui, Iași, Târgu Frumos, Fălticeni, Suceava, cu finalizare anul acesta, rădăuți în execuție, dar finalizare în 2021. De asemenea, calea ferată rapidă București-Pașcaniaș și cu derivația către uh, Suceava începe studiu de fezabilitate. Da, știți că uh, deja reacția poate să fie bine. Le-am auzit da. o să iasă. Pe păi noi ele vedem. sunt, stați puțin, ele sunt bugetate. Acum, uh, uh, eu vreau să fiu foarte uh, sincer aș vrea ca toate astea să înceapă mâine și să se termine la sfârșitul anului. Există anumite reglementări, pentru că aceste proiecte sunt fie proiecte cu bani europeni, fie proiecte cu bani de la buget. Nu se pot sări niște etape, pentru că și noi, în calitate de responsabil pentru derularea bugetului, trebuie să avem grijă de fiecare leu cum este cheltuit, prin urmare trebuie să Parcurse procedurile prevăzute de lege, Corect. astea care sunt greoaie, unele din ele, trebuie să recunoaștem, și cei de la Uniunea Europeană, la fel, să uită la fiecare cent. Deci, asta este. Ce vă pot spune este că vom avea reuniuni regulate cu Ministerul Transporturilor pentru a monitoriza calendarul de derulare a tuturor acestor proiecte în așa fel încât să nu apară întârzieri. Liderii coaliției, vorbiți. Liderii coaliției și cu ministrul, cu doamna prim-ministru, evident. Ministrul nu avem deocamdată, dar poate o să avem. O să avem, sper să avem. Dacă vreți, am să vă dau câteva elemente de ceea ce se întâmplă pe partea de sud, adică în ceea ce ar spune țara românească. Craiova-Pitești este drum rapid, nu este autostradă, finalizare parțială 27 de kilometri astea sunt date care sunt uh, și care ar, puse ar trebui să se lege de... cu autostrada mă gândesc Vă spun imediat, acestea sunt date care sunt furnizate de Ministerul Transporturilor prin compania specializată. La podul de la Brăil au început lucrările, centura Sud București începe execuția anul acesta, centura Nord București între A1 și A2, între autostrada 1 și A2 începe în 2020, dar până atunci au început celelalte proceduri. De asemenea, cea mai dureroasă lucrare din punctul meu de vedere, cea mai dureroasă pentru că este de o necesitate care spune, este de, de primă necesitate, este autostrada Pitești-Sibiu. Uh -huh. Aici sunt cinci loturi, dintre care uh, unul din, uh, la lotul 1 și la lotul 5 deja se lucrează la proiectare, la lotul 4 este uh, urcat pe sicap, cum se spune, fostul seap, da, iar la loturile 2 și 3 se face completarea studiului de fezabilitate pentru că traseul pe care îl parcurge acest tronson de autostradă este unul în zona montană, unde trebuie să văzute foarte bine caracteristicile uh, geologice uh, și făcute studiile geotehnice, în așa fel încât să nu apară probleme cu alunecări da. de teren, surpăr cum s-au mai întâmplat în alte părți. Atenție, Ploiești, comarnic brașov O! Oh. Da? O! Oh. Este uh, proiect în parteneriat public-privat. Adjudecarea este prevăzută probabil anul acesta prin mai. Uh, în, uh, începe după aceea proiectarea și execuția în 2020. De asemenea, uh, autostrada Sudului, București, Craiova-Drobeta-Calafat și spre Lugoș este prevăzută pentru a începe studiile de fezabilitate anul acesta cu sume prevăzute în buget. Am o altă veste care poate o să-i bucure pe cei care circulă des pe Valea Prahovei. Am discutat cu colegii și am zis așa, având în vedere că autostrada de la Ploiești la Comarnic Brașov va lua probabil cel puțin 3 ani și ca aceste ambuteiaje care au loc permanent în timpul weekendurilor să poată să fie evitate, se vor construi centuri ocolitoare la Comarnic și la Bușteni. Uh -huh. Și în momentul de față se derulează licitația pentru execuție, dar mai sunt și alte centuri Giurgiu, Craiova Sud, Râmnicu Vâlcea, Mihăilești. Craiova și... că de acolo voiam de asta vă întrebasem se acel drum rapid. Craiova-Pitești ar trebui să lege cu autostrada, că este ceea ce cere cu autostrada 1, sau ceea ce cu cere... culoarul 4 uh, european. Dar e ceea da. ce cer cei de la Ford de atâta e... mare de vreme. Dar nu, numai pentru cei de la Ford, dar sigur că ar fi nu, extrem da. de important și uh, pentru ei. Aici mai am proiectele de cale ferată. De exemplu, București-Giurgiu, reconstruirea podului de la Grădiștea. Uh, Inelul de cale ferată pentru București calea ferată vâlcele cu vâlcea pentru cei care merg la Sibiu cu trenul și toți știu că este o mare problemă din cauza lipsei acestui tronson. De asemenea, gara de nord Otopeni. Deci se vor construi două căi de comunicație feroviară, gara de nord Otopeni și, de asemenea, la nivel de metrou, stația 1 mai până la Otopen, proiectul acela care este, urmează să fie derulat cu japonezi. Nu vreau toate acum traseele de metro să le menționez, dar pot să vorbesc despre acest traseu M6 1 mai Otopen sau M4 Parcul Bazilescu Străulești unde trebuie să se facă automatizarea căi de rulare. Domnule Tăricianu, acum Sigur că reacțiile da. pe care le au stați cei de mai acasă... mai avem ardealul. Vă las Nu și vreau, nu vreau să, să sar zona de ardeal. De ce? La promisiuni. Nu pentru la că promisiuni. Știți că reacția Aici a... celor de acasă este aceea... Domnule, le-am auzit. Da. Le-am auzit. No, no, stați puțin, că Sunt... eu, eu nu fac promisiuni pentru că nu eu, nu eu fac lucrările. Noi am avut ieri o discuție foarte serioasă, unde cei de la Compania Națională de Autostrăzi au venit cu... Toate graficele referitoare la lucrările care sunt în curs de derulare Și care au șanse să se finalizeze anul acesta Prin urmare, anul acesta s-au angajat că vor finaliza Tronsonul Lugoș-Deva, 47 de kilometri De asemenea, Sebeș-Turda Legătura între culoarul 4 și de, autostrada Transilvania 41 de kilometri mai sunt și altele, Iernut Câmpia 3 33 de kilometri sub Placul Nădășelu, 96 de kilometri proiectare și execuție 2020 Sibiu Făgăraș, 73 de kilometri execuție în anul 2020 Dacă și știam, am să să vă... și hartă, dar aveți dumneavoastră o, o, am o hartă acolo, vă văd. Cum o cum o arătăm? Spuneți-mi uh, cum o arătăm E destul de greu doar să o ridicați la cameră, o rezolvăm O ridic la cameră Aceasta este harta cu diferite trasee și diferite stadii, da? Diferite stadii. Și țineți-o, dacă... pentru că ai mei colegi strâng. În momentul ăsta era foarte bine A, ca să se înțeleagă. Vede? E... Se vede, da. se vede. Da. ei pot să vadă și legenda. Eu n -ajung până acolo. În niciun caz. verdele, ce înseamnă bun. bun. Ce, da. ce am vrut să vă mai subliniez. Deci, compania de autostrăzi s-a angajat ca anul acesta. Să termine un număr record de kilometri, și anume 180 de kilometri de autostrăzi Do Doamne, auto ajută. Nu, nu pot să spun decât Doamne, ajută, da? Da. Ei ne-au prezentat așa două categorii. Categoria certă, 180 de kilometri, și categorie cu risc de recepție, care este numai de 7-7 de kilometri. Acum, să vă spun ceva. Și eu nu, nu credeți că sunt insensibil, să zic așa, la ceea ce spuneați, că s-au făcut promisiuni și așa mm -hmm. mai departe. Mai mult de atât, dacă ne uităm la numărul de kilometri în care s-au dat în funcțiune, în medie, în ultimii ani, el a fost mult mai mic. A existat, 60. cred că în 2012, dacă nu mă înșel, un, numă, un cam 100 de kilometri care au fost dați în folosință într-un an. Însă, aceste lucrări pe care ei ni le-au indicat sunt lucrări aflate într-o fază înaintată de execuție. Uh, unde au, bineînțeles, toate aprobările, avizele, execuția se derulează și, probabil că, cu o urmărire uh, atentă, strictă, a modului în care se execută aceste tronsoane de, de autostradă, vom putea să avem la sfârșitul anului un număr record de kilometri. Și v-ați asumat în coaliție, chiar dacă nu să aveți. Aveți Ministerul Energiei? Se aveți, întâmplă da. Chestiunea, Noi ne asumăm politic, adică noi dăm toate mijloacele necesare, adică toți banii necesari. Da. Sau, eu știu, rezolvăm toate problemele care țin de administrație în așa fel încât să nu existe piedici. Până la urmă, știți bine, nici ministrul nu lucrează, nici primul ministru, da, o, o supraveghere atentă, a ține în mână o lucrare unde vrei să performezi, este un lucru, după părerea mea, esențial și probabil că primul ministru va stabili niște responsabili cu cele mai importante din aceste lucrări. Nu știu dacă va pune un responsabil pe un tronson de 5 km, dar pe tronsoanele mari, în așa fel încât să putem finaliza aceste lucrări în 2019, eu cred că ar fi o deci idee foarte bună să nominalizeze uh, oameni la nivelul guvernului. La nivelul guvernului. Dincolo de promisiuni, CNAIR își dă cu stângul în dreptul de nenumărate ori. Practic, dumneavoastră ați venit acum și politic, v-ați asumat aceste promisiuni ale lor. Dacă ele nu se respectă, veți plăti și dumneavoastră în, în, în ce se poate, adică nu, în nu, nu că plătim și noi, plătim Plătiți. numai noi. Maiurul nu plătește nimic. Ei, aici tocmai. sunt niște angajați la stat care... E, aici e de foarte multe ori problema, dar le-am cerut într-o manieră așa foarte clară să nu vină să ne spună gogoși, cum să spun. Adică, Domnule, hai să vedem ceea ce este fezabil, ceea ce este cert, pentru că, sigur, avem și noi o responsabilitate față de cetățeni. Cetățenii sunt îndreptățiți să aștepte să existe condiții mai bune de circulație, fie pe drumurile publice, fie pe calea ferată, fie transport aerian. Și atunci, asigur că este interesul nostru până la urmă de a le da mijloace necesare, resursele, pentru ca aceste proiecte să fie duse la deci bun sfârșit. Asta ați discutat în ședință și Asta au fost discuțiile, pentru al că ieri. ce se întâmplă? Sunt numai puțin de, de v-am spus, două surse de finanțare. A trebuit să corelăm. Nu, nu vă povestesc acum tot ce am discutat, pentru că am discutat cu cei de la CFR infrastructură, cu cei de la CFR Călători să vedem care-i parcul de vagoane, ce își propun să facă care este stadiul de reabilitare a căilor ferate. Sunt proiecte foarte numeroase și am avut răbdarea și noi și cei din PSD să luăm punct cu punct, să discutăm aceste lucruri pentru ca să închidem bugetul pentru că degeaba punem pe hârtie aceste proiecte sau aceste uh, titluri și ele nu au finanțare în buget. Deci trebui să, uh, a trebuit să vedem și atingut? la sfârșit să facem un inventar pentru că a trebuit majorar, majorată finanțarea care era inițial prevăzută. Atât la uh, re, uh, infrastructura rutieră, cât și la cea feroviară. Adică față de ce a ieșit din guvern, acum să Nu, nu a ieșit cea... nimica din guvern, ceea ce a ieșit de la Ministerul de Finanțe. De la Ministerul de Finanțe. Exact. Ați modificat acea formă... Am mai formă. adăugat uh, sume Erau pentru a acoperi aceste proiecte. Și de da. unde ați luat banii? Uh, Vreți să vă spun ceva? Asta e treaba ministrului uh, care ne-a spus da, puneți că găsim uh, soluția. E posibil să fie din banii, ce spunea domnul Dragnea, din banii de la serviciile de informații? Ei, nu, că banii, de la, banii ăștia pe care i-am pus noi sunt de ordinul miliardelor. Mult Acolo discutăm Mult de niște sume mai mici. Însă, dacă ați adus uh, vorba despre serviciile de informații, am să vă spun că și eu și probabil mulți români și pun întrebarea cum se justifică creșterea an de an a bugetelor, bugetelor serviciilor de informații. Și cred că. Nu știu dacă e aceeași situație și la. Eu n-am urmărit personal uh, să văd bugetul de la SIE, dar am văzut un grafic de creștere a bugetului 5 de la SIE. 20% era o creștere, sigur da. ca sumă, era uh, mai puțin decât era 4% de la seriei, pentru că serie avea bugetul mult mai da. mare oricum. Da, nu deci, 20% ca procentaj la SPP. Mm. Da, sumă mare. La Crestel SPP, la fi în fine, fost o justificare. justificarea este legată de derularea uh, evenimentelor cu președinția rotativă pe care o deține România în prima parte a anului, dar, în rest, uh, să știți că acest subiect cred că este subiectul de care trebuie să se ocupe, cu precădere, Comisia de Control a SRI-ului și care trebuie să înțeleagă bine pe ce să cheltuiesc banii dacă sunt uh, necesari bani în plus justificat atunci sigur că având în vedere problemele de securitate națională, combaterea terorismului și așa mai departe, dacă sunt necesari, ei trebuie acordați sau poate o să constate că nu este nevoie.